Bună și bine ați venit pe Tarota, da, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia RAC. Astăzi vom face RAC pentru săptămâna 11-17 septembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc. Și să vedem RAC. Ce ar putea să vină în săptămâna 11-17 septembrie, RAC. Regina de monede cu 7 de bastoane, 7 de cupe, 5 de bastoane. Valetul de cupe și valetul de monede, iar la capătul setului de cărți, wow, aveți doi de cupe. Dragii mei raci, vă îndrăgostiți în această săptămână. Ce faceți aici? Vine iubirea peste voi în această săptămână. Aici aveți un mic conflict mental, aveți o alegere de făcut, dar o veți face. Poate fi o persoană în zodie de pământ. Persoana care vine și nu prea știți ce să faceți. Aici vine repede o persoană, un suflet pereche, intră, dă buzna, cum s-ar spune, și vă îndrăgostiți. Sau vine îndrăgostită această persoană, îi cădeți cu tronc. Voi sunteți aici într-o mică bătălie interioară. Nu prea știți în ce ape vă scăldați și vă tot puneți întrebări, dar aceste situații vor escalada. Aceste situații se vor încheia. Veți alege corect. Aici aveți o regină de monede cu care începe toată citirea. Regina de monede știe, calculează bine, este benefică, este o persoană atentă la detalii. Are tot ce-i trebuie pentru o relație satisfăcătoare. Atenție la cât acordați. Să fie un echilibru ce dați, aceea să primiți. Regina de monede se oferă pe tavă. Fiți atenți, dragii mei raci. Să fie în acord cu legile divine. Ce primiți, aceea oferiți. Să fie un echilibru corect. Aici veți alege bine pentru voi. Veți alege iubirea, dar veți alege cinstit față de propria persoană. Veți fi sinceri cu voi. Plecați dintr-un loc în care nu a fost chiar roz. Aici v-ați luat jucăriile și ați plecat în această imagine, dintr-o situație, dintr-o relație, dintr-un loc în care nu vă mai simțiți confortabil. Este foarte frumoasă săptămâna pentru raci. Aici se termină și cu conflictele mentale și cu nehotărârea. Vă simțiți în putere deasupra tuturor. 7 de bastoane, mergeți. Este lumină. Știți spre ce vă îndreptați și vă îndreptați bine, spre o energie benefică, bună, care să vă scoată din orice blocaj, din impas, din alegeți bine în această săptămână, îmi place pentru RAC. Este multă iubire, veți avea foarte multe lucruri de făcut, de rezolvat situații, probabil bancare sau veți rezolva niște lucruri în această săptămână, chitanțe, taxe, administrative. Și va fi foarte bine, poate o situație în care până acum nu și-a găsit rezolvarea, acum vine și vine ușor. Aici aveți și un cavaler și un valet de bastoane. Este o situație, sunt multe lucruri de făcut. Printre atâtea lucruri administrative, dragilor, vine iubirea.
vine într-un moment în care nu vă așteptați, într-un moment în care vă gândiți cu totul la altceva. Doar că în acest moment se deblochează niște energii, se deschide această cale, v-ați luat mintea, gândul de la iubire. Doar că vine și vine repede, aici aveți carul. Și vine cu un adevăr, este o relație benefică, relația care vine. Carul, asul de spade și magicianul, este o magie. Într-o situație, poate sunteți la bancă, sunteți la piață, sunteți într-un loc în care nici nu vă trece prin cap ce se poate întâmpla și apare persoana predestinată. Este foarte frumos pentru voi în această săptămână. Fiți atenți în jurul vostru și primiți cum se cuvine această persoană. Vine pe o energie benefică, deblocată. Aici văd vindecare, văd alegeri corecte. Alegeți corect pentru voi în această săptămână. Este o decizie, alegeți persoana sau nu o alegeți. Aici eu văd că vine această persoană și se va crea ceva frumos între voi, va fi ceva frumos între voi, un echilibru și cu multă înțelepciune. Aici sunteți persoane care ați trecut prin multe lucruri mai puțin benefice și acum sunteți înțelepți. Aceste lucruri care, pe care le-ați trăit v-au ridicat vibrația, da, dulce acrișor. Între multe lucruri pe care le aveți de făcut, intră iubirea și crește vibrația, este frumos. Aici se naște ceva nou, o idilă, o poveste frumoasă de iubire în această săptămână pentru raci. O relație care o să vă aducă multă împlinire, echilibru pe planul sentimental și chiar și pe planul material. Îmi place pentru raci în această săptămână, este foarte frumos. Iubirea e la ea acasă în această săptămână, vă îndrăgostiți, dragilor, de viață, de voi, de vă reinventați aici. Haideți să vedem și de aici o carte. Vine această persoană cu doi de cupe. Este o persoană nouă. Nu este o persoană din trecut. Dacă este o persoană din trecut, este o persoană cu care ați încheiat socotelile la un moment dat și acum revine într-o altă energie, altfel. Dar eu văd o persoană nouă aici. O persoană care apare de nicăieri. Aici aveți focalizarea. Da, aveți multe lucruri de făcut în această săptămână. Concentrează-te asupra scopului tău și o mare putere interioară te va înălța în planul sufletului tău. Aici vă puneți intenții bune, sănătoase. Sau v-ați pus deja și ele încep să prindă contur acum, încep să se împlinească visurile voastre. La tot ce ați visat, încep acum să vină. Se deschid toate căile, toate drumurile, este lumină, mergeți înainte, vă simțiți deasupra tuturor, aveți putere, aveți speranță, aveți credință și sunteți înțelepți, dragilor. Aici se naște ceva nou, creație. Și vă puneți obiectivul și faceți bine. Racii merg în această săptămână la împlinire. Tot ce vă doriți, alegeți și alegeți înțelept. Alegeți pentru voi. Aici toate cărțile sunt benefice și știți cum să faceți acest lucru. Veți echilibra în această săptămână și viața sentimentală și viața personală și cea profesională. Aici se face un echilibru total în această săptămână. Primiți această iubire. Era probabil singurul neajuns al vostru din propria viață. Primiți și primiți frumos această persoană. Nici nu veți ști cu valetul de monede, valetul de bastoane și valetul de cupe, aici se deblochează multe, multe căi, multe energii.
Dacă au fost încălcite căile și nu prea ați știut cum să faceți, acum vedeți clar și alegeți din 7 cupe cupa câștigătoare sau le alegeți pe toate și toate sunt benefice pentru voi. Sunteți înțelepți, alegeți bine în această săptămână. Citirea începe cu această regină de monede. Regina de monede este înțeleaptă, știe, ține foarte bine, este o mamă bună, este o soție bună, este primitoare, este caldă, este blândă. Veți fi blânzi cu voi în această săptămână și veți crește energetic. Și atunci și persoanele care vin în jurul vostru vor fi benefice, vor fi bune. Primiți, dragilor, în viața voastră această iubire. Toată citirea este încununată de 2 de cupe, de cartea iubirii, de cartea sufletelor pereche. Cu echilibru, cu înțelepciune și cu creativitate. Aici aveți și pasiune și iubire și înțelegere, drumuri dezlegate. Vă iubesc, vă doresc această săptămână de vis să o primiți cum se cuvine în viețile voastre și să aveți o după-amiază minunată. Vă îmbrățișez, pa, pa!